Ce colaborare aveți cu Asociația Inim la Unison? O colaborare veche. Am fost alături de ei în organizarea spectacolelor, concurs care au fost în anii trecuți și nu în ultimul rând avem o strânsă legătură cu acești copii cu sindrom Down, cu Asociația Ne Trebuie Speranță, pe care am reușit în acest început de decembrie, printr-un spectacol, să îi ajutăm un pic cu 1400 de lei, deci 14 milioane, obținuți în cadrul unui spectacol realizat special pentru dânșii. Și ce părere aveți despre evenimentul organizat astăzi? Un eveniment de suflet de la care trebuie să învățăm. Deci acești copii au o puritate a sufletului și sunt sigur că acolo sus, când Dumnezeu ne va chema pe fiecare, ei vor fi primii aleși. Nu am venit cu coruri, acum am venit cu clasa 6B, la care sunt diriginte, deci de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga, pentru că vreau să-i învăț pe copii ce înseamnă suferința, ce înseamnă să fii puțin diferit decât ceilalți, pentru că e bine să înțelegi că Dumnezeu ți-a dat daruri, și anume sănătate, niște părinți, o familie, și bine să le mulțești aceste daruri. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc și vă doresc mulți ani de activitate!